În centrul orașului, pe latura nordică a Pieței Unirii, câteva litere de o șchioapă uitate pe fațada clădirii de la numărul 26 amintesc de vremurile de altădată. Aici funcționase până spre finele secolului 20 magazinul Dorna, aparținând întreprinderii comerțului de stat Alimentara. În cele două raioane ale sale, acesta desfăcea două tipuri de produse, lactate și de panificație. Câteva mese înalte dădeau posibilitatea clienților să servească repede, în picioare, un iaurt, o sană sau un pahar cu lapte, însoțite de câte un corn. De multe ori, copil fiind, am poposit la Dorna pentru oferta sa culinară. Am continuat apoi să frecventez magazinul și la maturitate, luând în fugă un iaurt și câteva cornuri. Astăzi, din fostul magazin a rămas doar numele, înscris cu litere mari și roșii deasupra ușii de la intrare. Valul privatizărilor, stârnit de euforia post-decembristă, l-a năruit, dar nu a izbutit să-i șteargă amintirea.